Dragile mele colege, colegi, cadre didactice și din sistemul universitar și din cel preuniversitar, în aceste timpuri de izolare, eu mă bucur că am putut să facem dovada că avem tărie și inteligența să le gestionăm corect. Am învățat din mers platforme educaționale. Ne-am apropiat și mai mult de ceea ce înseamnă învățământul la distanță pentru a ține aproape și pe studenții noștri și pe elevii noștri care acum cu adevărat își exprimă dorul față de școală, față de clasă, față de noi. Mă bucur că reușim să menținem apetitul lor pentru învățare, chiar dacă nu este simplu. Trebuie să găsim mecanisme de a comunica cu toți și cu acei care nu au telefon și cu acei care nu au computer și trăiesc probabil această dublă izolare. Sper că și părinții au înțeles odată în plus valoarea educatorului, valoarea profesorului, deoarece nu este deloc simplu să-ți motivezi copiii ca să fie nu doar cu minți pe durata unei zile, dar și să învețe și să descopere și să facă mișcare. Suntem în linia a doua a acestei provocări, alături de atâtea alte categorii care cu precauția prin păstrarea distanței sociale, igiena, continuă să muncească, deoarece ritmul vieții continuă și depinde de fiecare din noi, de starea fiecăruia, cum ne susținem și cum depășim acest impas. Vă îndemn să continuăm, să rămânem la catedra noastră online, învățându-i de acasă pe cei care stau în casă. Sănătate tuturor!